Mai sunt doar câteva săptămâni până la începerea noului an școlar, iar regulile se schimbă atât pentru elevi cât și pentru studenți. Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a subliniat că în unitățile de învățământ vor fi interzise măștile textile. Oficial s-a ales varianta participării fizice a elevilor la școală cu respectarea normelor de protecție până când incidența acumulată în ultimele 14 zile a cazurilor se menține sub 6 la 1000 de locuitori. Ministrul Sănătății Ioana Mihăilă a precizat de asemenea că măștile textile vor fi interzise în școli și universități și vor fi permise doar cele de uz medical. Nu știu ce părere este. Ar fi bine fără măști deloc să dispară pandemia și să fim toți ca înainte. Altceva ce le mai bea să minte astora decât prostii? Omul ia de care are posibilitate să ia, să ofere ei. Această veste a creat o serie de controverse în rândul cetățenilor care consideră că elevii și studenții ar trebui să renunțe definitiv la măști și că interzicerea acelor textile ar fi încă un motiv în plus de profit, mulți oameni neavând posibilitatea să-și cumpere o mască de protecție în fiecare zi. Cine are bani să ia? Cele mai multe persoane preferă măștile textile fiind reutilizabile, iar cealaltă parte sunt cei care poartă o mască de uz medical zile întregi. Dacă poate, sunt și de-ai săraci, că masca nu poți să o folosești toată ziua. O speli, nu mai este medicinală. Trebuie să cumpere. Păi cu ce să cumpere la copil? Când copilul trebuie întreținut la școală, îi trebuie îmbrăcăminte, îi trebuie... Nu știu, foarte greu. E foarte greu, mai ales care sunt săraci, săraci. Eu aș dori ca niciun fel de mască să nu se mai poarte copiii în ziua de azi. A fost sufocați până în prezent și mai sufocăm de acum înainte. Închiderea în casă a fost foarte grea pentru ei. Calculatorul foarte greu și acum îi pătimim din nou. Nu vom fi de acord cu absolut nimic. Obligativitatea purtării măștii se menține la școală în spațiile închise. În spațiile deschise, masca nu va fi obligatorie, cu excepția ceremoniei de deschidere a noului an școlar, unde nu se va putea menține distanțarea fizică.